Ministrul Educației s-a întâlnit fără să vrea cu părinții într-o parcare din București. Monica Anisie a fost oprită de părinți și întrebată despre cum vor începe școlile. Iată ce le-a răspuns ministrul. Ce putem să facem? Copii închiși în casă? Nu, din la școală. Să-mi la școală. Dar vă spun la minut că din ca părinte și reacția a școlilor și Doamnă, ce-ați zice de o situație care s-a întâmplat într-un alt stat cu o seară înainte, părinții au fost anunțați de mine numai că aduceți copiii la școală. Dimineața ministrul ieși și anunțând că mâine începe școala și seara toți părinții din tot statul respectiv au primit mesaj că amânăm începerea școlii. În fiecare an, în fiecare unitate de învățământ, este un oraș. Când vine partea aceasta,